Nu ar trebui niciodată să faci chestiile astea. Și sunt foarte serios când zic asta. Cum ar fi, de exemplu, tipa asta care încearcă să-și scoată o lentilă de contact cu o chestie cumpărată de pe chain? Haideți să vedem, bro, și-a tras ochiul. Cât de dureroasă părea chestia asta. Mai departe e tipa asta care nu cred că a mers la cel mai bun hairstylist. Haideți să vedem cum o să iasă. Vreau să văd rezultatul final. Sunt tare curios. Mamă, i-a distrus părul. Nu cred că o să mai meargă a doua oară acolo. Haideți să vedem. Mai departe sunt tipii ăștia doi. Ok, și... oh, cât de dureros! Bro, efectiv, cred că m-a durut pe mine mai mult decât pe el. Chestia asta am făcut-o și eu odată într-un short. Și chiar mi-a ieșit. Nu te cred, face chestia aia cu maioneză. Turbos! Nu! Haideți să vedem. Și mai departe avem o tipă care își face unghiile cu Nutella. Băi, văd că stau, dar nu cred că e cea mai practică idee. Cred că o să-ți cadă foarte ușor. Bro, priviți partea bună, dacă ți se face poftă de Nutella, o ai la degetul mic. Haideți să vedem, sunt pe o bandă rulantă, pe o scară rulantă. Și-a oprit-o? De ce ai vrea să faci asta? Și-a plecat și-a continuat drumul. Cineva și-a făcut duș în ploaie la școală astăzi? Nu te cred. De unde a avut săpun? De unde a avut gel de duș? O venit cu el de acasă? Știa că plouă afară și și-a pus în ghiozdan și gel de duș. Să aibă la el. Nu te cred. Mamă, cât de distractivă pare chestia asta. Dar nu cred că aș avea curaj să mă dau așa. Ok, mamă, ce mănâncă tipul ăla? Cred că e ceva gogoașă. Și-a închis apelul. Wait for it. De unde a făcut rost de atâtea pahare? De la Burger King. Oh my god. Mașina aia rip. S-a transformat direct în piscină. Ăla e ceva lipici de păr, gen ca să-ți pui peruca pe cap și să-ți o lipești? Mamă, și-a pus toată chestia aia pe mână. Nu vreau să știu cum și-a dat-o jos. Haideți să vedem, bro. Ai greșit cana. Ce faci? Cum a aruncat ceainicul în perete? Nu, nu, de ce mănânci pasărea? N-o mânca! De ce nu zboară de pe degetul lui? Ups! Ok, are niște vopsea acolo și nu-mi spune, își bagă mâna în vopsea. Pare foarte satisfying chestia asta de făcut, dar mai bine n-ai face-o. Ok, ăla e un squishy sau e o pâine reală? Ok, a făcut asta în magazin. Și mai era cineva lângă ea! Vedem, mare tort acolo. Ce o să facă cu el? Arată destul de bine. De ce ai făcut asta? Tocmai ai stat să faci tortura ăla și l-ai distrus. Și priviți-o și pe tipa aia de lângă ea. Haideți să vedem. De ce a spart farfuria aia? N-ai voie să faci asta. Bine, cu toate că și eu aș sparge o farfurie după ce am văzut chestia aia. Haideți să vedem. Are ceva în bolul ăla. Mamă, uitați-vă ce jeleu mare. Și lovește cu spatula aia. Nu știu de ce, sunt niște lucruri foarte greșite, dar sunt și foarte satisfying în același timp. Haideți să vedem, Nesquik roz are acolo. L-a pus în lapte și îl amestecă cu lingura aia. Mamă, și era legată de o bormașină. Cred că s-a distrat maxim când a filmat videoclipul, dar nu și când a curățat. Mamă, ce are băiatul ăla mic în mână? E un peștișor. L-a prins el și l-a mâncat. Ei, trebuia să-l gătești, nu să-l mănânci așa. Ei, mare rețetă de pizza ce avem aici. Haideți să vedem. Ciuperci, șuncă, ceapă, pepperoni și pineapple. Bro, lasă și tu like dacă nu-ți place ananasul pe pizza. Și de ce nu se oprește? Uitați-vă cât de mult ananas pune pe pizza aia. Nu! Nu! Un influencer și-a blocat mâna într-un cup holder în timp ce era într-un avion. Mamă, și nu-mi spune. Sper că cineva a venit să-l salveze. Și când a stat tot zborul așa. Bro, dacă aș fi și eu lângă focul ăla, aș încerca să-l sting, gen să suflu pe el. Mamă, uitați-vă ce, câtă Nutella e acolo. Bro, și eu aș avea tendația să bag mâna în ea. Bag o dată mâna în Nutella aia. Mamă, și-a pus gen mănuși din alea medicale pe picior. Alea nu sunt șosete. Bro, gândurile mele intruzive au câștigat. Bro, l-am împins pe copilul ăla mic. De ce a făcut asta? Ok, haideți să vedem. Își umple cana cu apă, frumos. Și i-a aruncat-o în față. Dacă îi făceam eu asta, prietenii mele nu râdea, era foarte supărată. E la metrou, frumos. Mamă, și ce-i chestia aia? Bro, de ce e squishy? Iex, uitați-vă, a curs ceva verde dinăuntru. Îl vedem și pe băiatul ăsta cu telefonul lui. Bam, l-a pus pe masă acolo. A luat ciocanul? De ce? De ce face asta? Nu-l sparge! E telefonul tău! Ok? Uitați-vă la reacția lui! Omul meu se aștepta să nu fie spart telefonul ăla? Uitați-vă cât de surprins a rămas! Nu te cred! Ok?
cuplul ăsta. Haideți să vedem ce să facă. L-a scuipat. Mai departe e tipul ăsta care e într-un McDonald's. I-a împrumutat mătura omului care făcea curat. Mamă, și s-a dus cu ea. Bro, oprește-te. Ce faci? Ce faci cu mătura aia? Nu te cred, a băgat în friptioză. Și cum a venit tipa aia să-l oprească? Omul meu se credea într-un joc video. A primit mare side quest. A luat tubul ăla în mână și l-a împroșcat pe frate-su. Întrebarea și mai bună e, de ce ținea un tub de maioneză pe canapeaua aia? Gen, mâncai așa random maioneză? De ce trebuia să fie acolo? Haideți să-i vedem și pe oamenii ăștia doi. A spart oul de frigider. Nu știu, ați avut vreodată vreun sentiment de genul în care vreți să spargeți un ou de frigider sau să vă spargeți un ou în cap? Sper că nu sunt singurul care n-a avut gândul ăsta. Pahar, ou, l-a aruncat. Mamă, ce reacție a avut tipul ăsta. E la plajă frumos, s-a îngropat în nisip. Bro, chestia asta o să fac și eu data viitoare când o să mă duc la plajă. Uitați-vă cât de distractiv pare. Bine, cred că dacă te întinzi prea tare îți rup picioarele. Ei, a scos din torpedoul ăla un mini ciocănel și a spart geamul. Și nici măcar nu era mașina lui, pentru că nu el era la volan. Haideți să vedem cât de bine arată burgerul ăla. Uitați-vă la carnea aia, la ketchup, la muștarul ăla, la castraveți. Pune cam prea mulți castraveți. Bro, a stricat bunătate de burger. Lasă like dacă tu ai fi mâncat burgerul ăla. Vopsește peretele și cu siguranță o să dea și peste priza aia. Oh, o putea să fie atât de satisfying. Mamă, cred că e foarte vechi videoclipul ăsta. Uitați-vă ce monitor are băiatul ăla. Haideți să vedem ce o să facă. S-a enervat și a spart monitorul. Nu! No! Băi, și nu cred că e prima dată când a făcut asta. Uitați-vă că avea peretele spart în spate. Toaletă blocată. O bombă de desfundat, nu? Ouă, da? Bro, câtă risipă de ouă. Cum desfunzi o toaletă folosind două? Să-mi explice mie cineva. Sunt singurul care nu înțelege? Oh my god. Ei, frumos. Mănâncă înghețata aia. Yo. Oh. Tipul ăsta era ceva de genul, la mine în mașină nu se mănâncă înghețată. Ok, niște Ferrero Rocher. Bro, cred că ai uitat să-i dai jos ambalajul. Mamă, gândiți-vă doar să-i dea la cineva să mănânce chestia. Nu știu, la un client. Haideți să vedem, a pus și lingurița. Bro, lingurița o pui în pahar. Sper că nu a mâncat nimeni chestia aia. Haideți să vedem, au făcut niște prăjituri acolo. Haideți să vedem și mănâncă ce au mai rămas pe bolul ăla. Ok. Mamă, cum mi-a luat de pe deget aluatul. Cât de drăguț. Arunc uneori, mai sigur că nu mi-arunc și telefonul. Bro, gândiți-vă că tipa asta a pățit cel puțin odată cu treaba asta. De se asigură. Oh my god. Asta a fost clipul, nu uita de like, subscribe. Activează neapărat clopoțelul ca să vezi de fiecare dată când postez. Dacă vrei să mai vezi unul, ai două pe ecran.